Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva a fost gazda festivității de premiere a proiectului de protecție a mediului intitulat Apa și igienizarea. Acțiunea a fost organizată în parteneriat de către Rotary Club Deva Castrum și Lions Club Deva Sarmise Getuza. La acest proiect a participat elevi de la toate instituțiile de învățământ din municipiul Deva, care au prezentat lucrări pe trei paliere, respectiv fotografie, desen și eseu. Organizatorii evenimentului au fost extrem de mulțumiți de rezultatul obținut în urma acestei acțiuni de conștientizare a tinerei generații privind protecția mediului în general și al apei în special, concluzia fiind că toți participanții au fost câștigători. Clubul Lions Deva Sarmise Getuza este onorat să participe la această festivitate de premiere a elevilor de la școlile din Deva, care au răspuns invitației de a participa la acest concurs organizat în parteneriat cu Rotary, prin care încercăm să promovăm un stil de viață sănătos, conștientizare în legătură cu importanța protejării mediului, cu importanța apei pentru mediu, pentru viața noastră de zi cu zi. Și iată, am ajuns la acest moment festiv, așadar, în care premiem elevii care au realizat picturi, fotografii, eseuri și suntem deosebit de bucuroși că, iată, la un final de an școlar, încă o festivitate de premiere pentru niște copii cu merite deosebite. Astăzi este finalizarea acestui eveniment, un proiect districtual. Este la a patra ediție și proiectul se axează în principal pe, adică are trei secțiuni, secțiunea de pictură, eseuri și fotografie. Prin desenele copiilor și eseurile și fotografiile transmit un mesaj de importanța apei, importanța protejării mediului înconjurător, faptul că apa este o resursă limitată și trebuie să avem grijă despre igiena apei și sunt la sfârșit am avut comisie de jurizare și aceste picturi și fotografii și eseuri sunt premiate. Apa și igienizarea este una dintre direcțiile de acțiune internaționale ale Rotary Internațional. De mulți ani în lume, apa ridică niște probleme pentru că noi, în primul rând, nu avem grijă de apă, pentru că o risipim, pentru că nu suntem prietenoși cu natura. Ei bine, aplicarea proiectului Apa și igienizarea la nivelul districtului 2241 România și Republica Moldova a însemnat o mare libertate pentru toate cluburile din district. Am organizat acest proiect în urmă cu 4 ani. Acum suntem la ediția a patra și am reușit să le extindem la toate școlile din oraș. Dar poate cel mai important lucru ce s-a realizat la finalizarea acestui generos proiect este acela că participanții, elevii din Deva, au conștientizat cât de importantă este apa și igiena în viața tuturor. Acest lucru a fost demonstrat nu doar prin eseurile, fotografiile sau desenele făcute individual sau în echipă, ci și de modul matur, în ciuda vârstei pe care o au, în care abordează problematica protecției mediului. Am participat la categoria de eseuri, am participat pentru că, în primul rând, m-a invitat doamna profesoară, a crezut că sunt destul de inteligentă să fac un eseu și mi s-a părut că această problemă cu poluarea apei este gravă și am simțit că trebuie să scriu ceva, să arăt lumii că nu este în regulă ceea ce se întâmplă. La ce secțiune ați participat și de ce ați participat? Noi am participat pentru că am vrut să ne dovedim și noi că putem și noi proteja apa. Prin desenele noastre arătăm că și ceilalți trebuie să aibă grijă de apă, fiindcă aceasta este esențială pentru viața tuturor. Cu apa putem să ne igienizăm, să facem curat prin case, să ne... Dacă n-ar exista apa, nimeni n-ar mai putea trăi, nici măcar plantele. Cu ce am participat? Cu o fotografie făcută undeva la mare. Și de ce am participat? Pentru că am o oarecare pasiune cu fotografiile și chiar am încercat să iau o punct de pornire, să văd unde ajung și dacă
pot să fac ceva din această pasiune a mea care... Și apa, ce înseamnă pentru tine și pentru generația tânără? Apa. O sursă de viață. În mod firesc, cele mai bune lucrări au fost premiate cu sume generoase, iar cele care nu au ajuns pe podium, deși foarte bune, vor fi expuse într-o galerie de artă din Deva. De asemenea, toți elevii implicați în proiect au primit și diplome de voluntar Lions și Rotary, cele două organizații, ocupându-se, printre altele, de numeroase activități caritabile, prin care au sprijinit semeni de ai noștri aflați în suferință, dar și de multiple acțiuni cu caracter social și educațional.